România a obținut un angajament din partea Comisiei Europene pentru alocarea unor fonduri către zonele afectate de pesta porcină africană, a declarat Petre Daia, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fără însă a face referire la sumele exacte. Întrebat dacă are ceva să-și reproșeze față de managementul situației pestei porcine în România, Petre Daia a afirmat că singurul reproș este legat de faptul că nu s-au găsit soluțiile tehnice pentru eradicarea acestui virus cu ajutorul unui vaccin sau medicament. Cristina Ciobanu, te rog să ne dai mai multe detalii despre subiectele abordate de înaltul demnitar. Mulțumesc, Amelia. Voi începe cu un citat din ministrul Daia, prezent la evenimentul organizat de ziarul Financiar, intitulat Agricultura, sol fertil pentru dezvoltarea economică a României. Citez: îmi reproșez că noi și alte state nu putem să punem stabilă unei asemenea molime. Din nefericire, nu am reușit până la această dată în cercetarea lumii să găsim soluții pe care le merităm să le avem în condițiile în care este un asemenea virus, iată, este împânzit în Europa și nu numai. Fermierii vor primi despăgubirile pe care trebuie să le primească. Pe de altă parte, Daia a dat asigurări că a obținut ceea ce trebuie, adică angajamentul comisarului Hogan față de România. Cu alte cuvinte, Bucureștiul a primit acceptul de a face modificări în Planul Național de Dezvoltare Rurală pentru a redirecționa anumite fonduri către zonele de interes imediat din agricultură. La jumătatea lunii septembrie, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, aflat într-o vizită la Cluj, a menționat că pesta porcină este o problemă pentru mai multe țări europene și că România poate beneficia de ajutor suplimentar pentru supravegherea cazurilor apărute. Autoritățile de la București, prin intermediul ministrului Agriculturii Petre Daia, au solicitat la Bruxelles, încă din luna iulie, sprijin financiar concret pentru fermierii români afectați de virusul pestei porcine africane și de măsurile radicale de intervenție ce au trebuit luate.